Vladimir Putin este la conducerea Federației Ruse din anul 2000 și este fără îndoială unul din cei mai influenți politicieni din lume. Acesta și-a început cariera ca ofițer KGB, unde și-a găsit aliați importanți printre guvernanții din Rusia, devenind simbolul politicii rusești. Chiar dacă este considerat un adevărat tiran, acesta continuă să se bucure de popularitate printre cetățeni. Din cauza sistemului corupt și a declarațiilor financiare dubioase, mulți îl consideră pe Putin cel mai bogat om din lume, cu o avere de peste 200 miliarde de dolari. Astăzi încercăm să răspundem la întrebarea cum își cheltuie Vladimir Putin miliardele. Nu uitați să ne susțineți cu un like și subscribe. Iar acum să începem! Nu este un secret că Putin este responsabil pentru numeroase crime și are o întreagă rețea de spioni. Nimeni nu cunoaște limitele acestei organizații secrete, care se supune lui Vladimir Putin. În 2011, în presă au apărut fotografii cu una dintre vilele secrete ale acestuia, ascunsă în pădurea de lângă Marea Neagră. Valoarea ei se estimează la 1 miliard de dolari, una din cele mai scumpe case din lume. În scurt timp după publicarea articolului, website-ul a fost blocat de autorități. Sergei Kolesnikov spune că sursa averii lui Putin este corupția, dar administrația președintelui neagă orice acuzație. Spre deosebire de Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, Putin nu trebuie să-și declare averea sau proveniența banilor. Pe lângă palatul său de 1 miliard de dolari, Putin are peste 20 de vile în întreaga lume, pe care le vizitează în secret. Unul dintre cele mai luxoase imobile aflate în proprietatea sa este Bocharov Ruchei. Construită în 1955, a fost comandată de Climent Voroshilov, un mareșal sovietic și om al lui Iosif Stalin. Această vilă guvernamentală a fost vizitată de lideri sovietici precum Hrușov și Brejnev. În Rusia modernă, Bocharov Ruchei a devenit reședința oficială de vară a președintelui Rusiei și este singura vilă guvernamentală din zona Mării Negre. Putin preferă lucrurile luxoase și scumpe, precum iahtul al cărui este proprietar. Chiar dacă nu găsim prea multe informații despre Graceful, știm sigur câteva lucruri. Construit în 2013, acest iaht are 2500 de tone, carcasa din aluminiu și motoare de 3100 cai putere. Acesta ar avea suficient spațiu pentru 14 pasageri și un echipaj de 24 de persoane. Prețul acestui iaht este estimat la 20 de milioane de dolari. Alt iaht din colecția lui Putin, Olimpia, a fost dăruit de omul de afaceri Roman Abramovici, fiind un mic cadou în valoare de 35 milioane de dolari. Iar al treilea iaht din colecție, Rosia, a fost construit în 2005 și are o valoare de 1,5 miliarde de dolari. Vladimir Putin și-a cumpărat propria limuzină în 2018 pentru a-l bate pe Donald Trump. Mașina se numește Aurus Senat. Conform producătorului NAMI, Senat este un nou model de limuzine ultraluxoase. Mașina blindată are aproximativ 7 metri lungime și 6,5 tone. Limuzina are un interior de lux, un congelator personal și mese extensibile. NAMI va începe vânzarea limuzinelor de lux pe piața europeană la sfârșitul anului 2020, la un preț de 150.000 de euro. Denis Muntarov, ministrul rus al comerțului și industriei, a spus că președintele Vladimir Putin s-a implicat personal în designul mașinii. Avionul personal al lui Putin i-a uimit pe toți la Helsinki în 2019. Charterul în valoare de 70 de milioane de dolari, model Il-96-300PU, este echipat cu tehnologii de ultimă generație, ce i-ar permite președintelui să dirigeze cu trupele militare în caz de urgență. Cea mai mare parte a interiorului este poleită cu aur, inclusiv camera de baie. Avionul are până și o sală de conferință. Doar toaleta din acest avion valorează 100.000 de dolari. Putin are la bord și propriul dormitor. Aparent, acesta este doar unul dintre cele 58 de avioane din colecția personală a lui Putin. Putin mai are încă 8 avioane de tip Tu-154, fiecare valorând între 7,5 și 20 de milioane de dolari, în dependență de vechimea modelului.
De asemenea, flota aeriană conține două avioane tip Tu-204-300 și 15 elicoptere. Președintele rus are o colecție de 11 ceasuri de lux în valoare de peste $700.000. Însă modelul Patek Philippe este unul de-a dreptul special. Acest model de ceas 5208P are unul dintre cele mai complicate mecanisme, fiind unul dintre cele mai scumpe și uimitoare modele, în valoare de $1.000.000. Acest ceas de mână a fost vândut la licitație în 2017. Putin trebuie să-și mențină ținuta la nivel cu ceilalți lideri politici mondiali. Acesta are un gust rafinat la îmbrăcăminte. Lui Putin i se mai spune omul în negru, pentru că are o preferință pentru costumele de culoare neagră. Toate ținutele din garderobă sunt cusute la comandă, iar brandurile preferate sunt Kitoni și Brioni. Prețul unui costum începe de la 5.000 de euro. Vladimir Putin preferă să poarte încălțăminte de la John Loeb sau Salvatore Ferragamo, care de asemenea costă câteva mii de dolari. Garderoba lui este estimată la aproximativ $500.000. Uimitor este faptul că croitorul său personal înlăture etichetele mărcilor de pe fiecare costum, pentru ca Putin să nu fie acuzat că poartă branduri europene sau americane. Desigur că Putin iubește să se fotografieze în condiții obișnuite, ca să demonstreze poporului rus viața sa obișnuită. În 2014 însă a făcut o greșeală, în încercarea de a arăta viața sa simplă, în timp ce era la sala de forță din rezidența sa, împreună cu prim-ministrul Dmitrie Medvedev, jurnaliștii au observat că perechea de pantaloni purtată de președinte valorează aproximativ $1.400. Apoi, la sfârșit de antrenament, s-a îmbrăcat într-o geacă în valoare de $1.795. Fiind o figură importantă pe arena politică mondială, Vladimir Putin are cu siguranță o mulțime de inamici. Chiar dacă serviciul de pază este necesar unui președinte, Putin și-a angajat aproximativ 2000 de ofițeri pentru a fi mereu în siguranță. Serviciul de pază a președintelui rus include bodyguards, mașini blindate, drone și până și un serviciu de securitate psihologică. Mulți dintre ofițerii lui Putin au fost promovați pe poziții înalte la Kremlin, acumulând și ei o avere considerabilă. Vladimir Putin le-a oferit până și apartamente de lux gratuite pentru fidelitate, de multe ori folosind metode de intimidare și șantaj pentru a forța oamenii să părăsească locuințele. Mai circulă și zvonuri că un apartament de-al său din Moscova conține o colecție de tablouri, în valoare de $2 miliarde, ce include lucrări făcute de Michelangelo, Da Vinci, Rembrandt și alți artiști renumiți. Dar între timp, noi vom realiza următorul video și te așteptăm cu nerăbdare pentru a-ți lua doza de cunoștințe. Răsplătește-ne cu un like, subscribe și comentariu ca să știm că nu muncim în zadar. Pe curând! Yeah!